Să gestionezi o sărăcie și ca să te bați cu o echipă cu 2 milioane buget este inadmisibil. N-am putut să vin în întâmpinarea echipei să dau o premieră la aceste jocuri. N-am putut să facem niște deplasări în condiții extraordinare pentru că n-am avut bani. La ora actuală noi n-am primit niciun leu de nici la din la comunitatea locală. Totul s-a mers pe banii familiei Niță și îmi pare rău că m-am băgat în această chestiune pentru că nu am reușit să rămânem în divizia. Am făcut-o de ambiție, de orgoliu, de a rămâne această echipă în divizia. VCM a fost clubul cu cel mai modest buget dintre toate formațiile din divizia 1, iar oficialii clubului avertizează că fără sprijin financiar va fi grea și revenirea în primul eșalon. Dacă organele locale nu se trezesc și nu întreabă și pe alte primării și alte consilii județene banii care se alocă la echipele de performanță, va fi foarte greu să revenim și în divizia. Deci toate echipele trăiesc într-un buget foarte bun. Acest buget creează aducerea de jucători de mare performanță. Acest buget creează niște stimulente deosebite ca salarii, 2500, 2000 de euro. Sunt sume care sunt la această echipă din Caransebeș. Formația din Piatra Neamț a fost susținută în ultimii ani de autoritățile locale și județene și de anumiți sponsori, bani care au fost foarte puțini în actuala stagiune. La salariile care se dă la echipa noastră de 15 până în 35 de milioane, nu se poate face mare performanță. Am jucat cu o echipă mult mai experimentată ca noi și v-am spus, totul pleacă de la această chestiune financiară. Nu se poate face performanță fără investiții financiare. Volei Club a promovat prima dată în anul 1984 și de atunci a avut o activitate intensă în primul eșalon, atât la nivel național cât și internațional.